venit? Vrei să-l bași pe Vandam în pușcărie? Normal că nu vreau! Nu vreau! Că n-am zis că dau caseta procuraturii. E de uzi intern, fii atent. Tu, după ce-l filmez că ia Mita și am dai mie caseta, și eu îi zic că o am de la un inamic politic care s-a jurat că-l va distruge dacă nu se retrage din politică. Hă? Bun. Și mie? Ce-mi iese la afacerea asta? Păi dacă nu se retrage, dai caseta pe post și faci super audiență. Și-l bag în pârnaie, direct. Păi dacă nu vrea să se retragă, pârnaie, tata, asta e, își merită soarta. Asta că e bine acolo, măcar nu știu că l-are pe secretară. N-are cine să mă înșele. E... Mă rog, bărbații nu se pun. Și când iese? Mă omoară, pentru că eu l-am băgat acolo. Ne, eu nu dau așa ceva pe post. Bine, mă, nu da. Oricum nu o să fie nevoie, pentru că îți spun eu, o să se retragă din politică când o să vadă caseta. Bun, și revin la întrebare. Mie, ce-mi iese la afacerea asta? Bă, dar tu nu te schimbi niciodată. Adică... Tot fomist de când te știu. Vrei bani? Păi, ce să vrei? 2 milioane? Ți-ajung? Cât? 2 milioane? Păi 500 de mii numai caseta. Și dacă spun cât costă închirierea aparaturii pentru o oră de filmare, intri direct și brusc la menopauză. Pupăză, nu fi câine că stricăm prietenia. Da, dar eu îmi risc viața, ce vrei? Trebuie să-mi merite, altfel nu mă bag. Nu te bagi, a? Nu. Bine, mă. Dacă nu te bagi, eu înțeleg. Adică sunt și eu om și înțeleg că doar nu sunt câine ca alții. Ce faci, dragă, cu aparatul ăla? Păi tu crezi că eu mă vând pe un aparat din ăsta la mâna a doua de 2 lei? Na. Păi, pupăză, ce să zic, bă, am încercat și eu. Totuși, să știi că e o sculă bună, nu? E puțin? Ce faci, dragă? Îți spun eu că acum o să mă ajuți, dar moca de data asta. Pentru că dacă e rolul de Zirica cu ce se ocupă viitorul tată al viitorului ei copil... Nu o să te crede niciodată! Ei, nu fie așa de sigur, că gravidele n-au multă minte, mă, că le-a luat copilul jumătate. Stai că ți-o iei! Ți-o iei, zău! Nu mai poți să săruți? Exact, doamna doctor. Că văd în fața ochilor mă pe Angelica moartă! Și atunci mi se... Dar dacă m-ar săruta o femeie frumoasă, ca dumneavoastră, așa, de exemplu, adică observați că vă vorbesc cu dumneavoastră, că între noi mi-e clar că nu e decât o relație, asta, o relație strict profesională. Revin cu ideea. Dacă m-ar săruta o femeie ca dumneavoastră, așa, cu siguranță aș depăși blocajul, aș redeveni cu ceritorul care era odinioară. Odinioară? Exact, și în câteva zile mi-aș găsi clar o iubită, dar ce zic eu câteva zile? Pe loc cred că m-aș și căsători cu ea în direct, că eu... Dacă visez eu să-mi temez o familie, să fiu și la locul meu un om căsătorit. Adică vrei să spui că un sărut ar fi de ajuns? Exact. Nu, în niciun caz. Nu-i bine l-o mor, sau nu? Mai bine îi pun o crimă în cârcă, că și așa am o tonă nerezolvate. Chiorete? Ți-l bag la pușcărie. Chiorete, eu vorbesc serios. Mi se face greață numai cum mă gândesc. Da, mă iubi, știu și mie. Dar asta e șansa noastră. Gândește-te că dacă își găsește o balenă, scăpăm definitiv de el. Crezi-mă ta că își mai găsește ăsta balenă? Că ați măcare de dispariție. Am văzut eu pe descoperi. Da. Dar nu pot înțelege cum mă tare concep ați atinge gurița aia dulce și parfumată și suavă de balele otrăvitoare ale lui Băla. Că ăla are bale otrăvitoare, spui, pline de baterii. Ca... șopârla aia uriașă din Comodo. Știi de dragonul de Comodo? Exact, e un varan. Tot după descoperi știu. Intelectualul meu. Degeaba, nu te da cu binișorul, că oricum nu te lasă să te pupa cu varanul. Nici cu protecție? Ce protecție? Păi doar nu credeai că o să mă infestez cu balele lui. Îl pup cu ceva pe gură.
cu folie de azbest, dar într-aia groasă și doar în prezența mea. Normal. Îl chem la patru. Poți să vii? Pentru iubitica mea îmi fac liber oricând. De unde știi, șeful, că Vandam ia șpagă? Ai văzut o angajat la primărie care să nu ia? Da, șeful, dar asta pare cam pămpălău, cam... Măi, Mătescule, tu mai vrei să scapi de Chiorete sau vrei să rămâi cu idiotul pe cap până ajungeți de râsul presei? Am înțeles, să trăiți. Vandam ia șpagă. Dar eu ce trebuie să fac? Tu nimic. Chiorete trebuie să organizeze flagrantul. Păi iar vrei să-l faceți vedetă, șeful? Idiotule, nu că n-o să organizeze nimic, ba din potrivă. O să-l acopere. N-ai zis tu că sunt prieteni? Sunteți genial, șeful, sunteți genial, dați-vă în... Mă? Cont o primă, că sunteți meseria, șeful, pe serie. Da, mulțumesc, bună idee. Vandam? Tata, de unde știți că ia șpagă? Știi tu angajat la primărie care să nu ia Chiorete? Tata, șeful, dar Vandam ăsta e un pămpălău și jumătate. Nu mai bine facem noi un fălfilăm, bre, ca să nu facem fragrantul de pomană. Aha, tragi de timp ca să poți să-l anunți. Bă, știi că nu ești prost? Ia-l pe Solomon și la patru să fiți în dispozitivul la filare. La patru? Exact. Ce să cătăm noi la patru? Că atunci se termină programul cu publicul. Ai vrea, șeful? Cine se vede dea șpagă când nu mai e nimeni? Chiorete, șpăgile mari se dau când e lume puțină. Când se răresc ochii. Hai, succes! Păi și eu de la 12 noaptea, de ce la 4? Succes! Ce să spun? Nu pot să contramandez, că e deja aici. Da, și fix pe tine te așteptăm. Dar dacă nu poți, stai liniștit că mă descurc și singură. Ai încredere, dragă. Nu fără mine! Mai pune-le să se spele pătiți o jumătate de oră când viu. N-are rost să șardem amândoi în același dispozitiv, Solomone. Mai bine filăm în locuri diferite, că din două surse e mai sigur. Așa face și jurnaliștii și de-aia a ajuns ei prima putere în start, bă. Hai, fugi, fugi, să te pregătește, hai. Aha, aha. Hai, du-te. Te. Vandame, ascultă-mă cu atenție, bă, dacă ți-a dragă libertatea. Nu ți-e rut, împitule. Azi nu-i nicio șpagă de la nimeni. De la nimeni, ai înțeles? Șeful, eu nu mă pricep deloc la camere de filmare. Draga mea, nici nu este nevoie, pentru că ochelarii ăștia fac tot. Trebuie doar să-i pui la ochi. Ei au aici o cameră micuță, da, care filmează. După care dai rec de pe acest buton și acest aparat înregistrează, da? Acest aparat îl bagi în poșetă și în rest este treaba lui ce face, da? Singura ta grijă este să nu uiți cumva geanta acasă, da? Okay. Deci, îmi pun ochelarii, da. Ăsta-l bag în geantă, da. Nu, întâi apăs butonul ăsta mare, exact. Așa. Ăsta-l bag în geantă, da. Și geanta nu o uit acasă. Exact. Bun. Șeful, dar ce dioptrii au? Draga mea, la cameră se numește obiectiv, da? Nu dioptrii. Și ți-am spus, nu este treaba ta, pentru că ochelarii ăștia fac absolut tot, da? Filmează singuri. Da, eu vreau să spun, pentru că, de exemplu, la ochelarii mei, la ăștia... Lasă ochelarii tăi, pentru că ochelarii tăi te prind foarte bine, dar nu discutăm acum despre ei. Poate altă dată, da? Pentru că dacă nu te grăbești, ăla pleacă de la birou. Te rog frumos, hai, du-te, fuguța. Geanta! Geanta! Plicul! Plicul! Dai rec? Da, da. Și succes! Uși, doar l-am întrebat ce dioptrii au! Suntem gata? Eu da. Mă scuzați o secundă.
Da, Solomone, zi! A, normal cu văz, bă, cum te văz, cum te... Dar deocamdată n-am nicio șpagă, da? Te rog. Așa. Iu, ce? Ți-am zis că o facem cu protecție, da? Da, e bună. Stai! Stai mereu, muiere. Du-te de aici. Pleacă de aici. Ce faci? Ce am vorbit cu protecție? Asta, bagiocul, asta e protecție? Păi până asta trece și fredelitorul cap în prânză. Cine-i fredelitorul? A, nimeni. Nimeni. Chiorete, Chiorete, e nebunit? O să moară sufocat, ce ai? S-o crezi, ma ta? Hai de păi, fredelitorul. Ăsta e fredelitorul, ia. Înțelegeți că eu nu primesc bani? Da, vă rog frumos, nu e decât o mică atenție. Vă rog eu foarte frumos. Nici nu se pune problema, vă rog eu frumos. Băgați plicul înapoi. Știți cum facem, uitați. Eu las aici pe masă. Și Doamne, asta m-a băgat la pușcărie. Domnul Vicea, ce faceți? Dar eu nu sunt alea de plătesc în natură, dar se poate? Nu, nu. Păcat că eu doar așa vreau. Să încerc totuși să vă conving. Nu, domnul Vice, domnul Vice, domnul, nu se poate. Domnișoară, domnișoară. Doamne, ce nebună. Așa și trebuie, Mărlane, că stai sigur. Și nu să mai simte ești fredelitorul. Doamna doctor, să știți că asta nu-i tratament. Ori ne pupăm cum am zis, ori îl dau dracu și plec. Dă-l dracu și pleacă, dă-te aia dracu, uite ușa aia. Da, Chiorete, dar mă întorc peste o oră. Și de atunci o să stau de trei ori mai mult, că-s de trei ori mai deprimat. Că mi-am pierdut încrederea în singura persoană care credeam cu adevărat în doctorul meu. Hai că sună de lemn. Pupă-mă acum, frațuzește, de vreo 10 secunde, așa 20 de minute, că... Hai, prindu-mi, pupă-mă, că... Domnul, să te iei acolo! Ce cred, lasă-l! Chiorete, potolește-te, Chiorete, răspunde la telefon! Bagă-mă ăsta de telefon! Mărlane! Mărlane, amânăm ședința pe mai târziu! Hai, du-te, că nu mai pot să-l țin! Incapabilo. Și fata, dacă el n-a vrut bani, n-a vrut, eu... A vrut altceva, dar eu altceva nu-i dau, că eu nu-s din alea. De, nu vrea bani pe naiba. Trebuia să insiști că până la urmă accepta. Unde-i plicul? Acasă. Acasă la mine. Da, la... da, că... Că m-am gândit că o să mă mai trimiteți odată și... Da. L-am lăsat acasă ca să nu mai... Te-ai gândit foarte bine. Fugi! Și de data asta fii atentă. Să nu mai dai în bară, că altfel te fac menajeră. Da, șefu, da. Plecă. Geanta. Geanta, da, da, geanta. Plicu. E acasă, e acasă. Da, am plecat. Ia zi, pupăză. Ai caseta? Nu, nu am. Adică o am, dar n-am apucat să o copiez pe... Ala, auzi, mi se pare mie sau tu mă cam aburești? Nu ți se pare, dragă, cum să... Ai. Adică, normal că ți se pare, cum să te... Pupăză, nu te juca cu nervii mei, că mi-a întins Van Damme destul. Și s-ar putea să cedeze tocmai la tine, în gură. Ha? Și chestia asta o să mă ajute când o să-i arăt fotografia lui Desiree. O să-i spun că tu, ca un obsedat, ai sărit pe mine...
eu a trebuit să mă apăr și... Ce zici? Crezi că o să se mai îndoiască ea de fotografie? Zi? Hai mă, iubi, mă, că-l pup fulgerător și gata! Nici n-apuc să mă infesteze cu veninul! Păi, femeie, tu ești zdravă în la cap, tu vrei să te pui cu varanul? Păi de capul tău, păi dacă te-ai fi uitat puțin pe descoperi, acum nu mai vor de-ai! Ce șeful! Vorbim mai târziu! Să nu dea dracii să... Mă înțelegi? Bă, slab ești, bă, iar te-am bătut. Hai, hai, încă unul. Păi, șeful! Scuzați că am întârziat, bre. Lasă, lasă asta, Chiorete, ia zi, când organizezi flagrantul? Păi, de ce să-l organizezi, șeful? Că ăla n-a luat ori nicio șpagă. Nu v-a zis? N-a luat nicio șpagă, a? Bă, tu ai nebunit? Ha? Cum n-a luat? Păi n-a luat. N-ai văzut că aia i-a lăsat plicul în ghiveciu de pe hol? Parcă știa că birou e filat. Oare de la cine, Chiorete? Și Van Damme a ieșit. L-a luat tacticos din ghiveciul de pe hol și... Și-a mâncat le capul așa și v-am spus povestea așa. Imbecil. Și tu n-ai știut de povestea asta, Chiorete, nu? Nu știu, că eu am supravegheat doar birou. Eu eram pe blocul de vis-a-vis și vrăjitoarea cealea a venit și mi-a închis chepengul, că deam și întârziat. Noroc că a venit zâneazul. Bine, Chiorete! Eu fost scurtă. Chiorete! Am înțeles. Dar acum fii atent la mine. Îți iei echipa și în două ore îmi realizezi flagrantul. Să nu dea dracu să o dai în bară, că te bag la acoperirea infractorului. Ai înțeles? Hai, executarea! Haiți! Hei, dracu de pagali. Trăiți, șefu. Ați avut dreptate. A încercat să-l acopere, dar nu l-a sunat. S-a făcut doar că nu vede șpaga pe care a luat-o ăla. Diseară l-am trimis să facă flagrantul. Păi dacă n-a vorbit cu el, ăla o să ia șpaga în continuare, idiotule. Și Chiorete o să facă flagrantul fără să vrea. Îl faci vedetă. Oule, șefu, și eu ce fac acum? Ce fac acum? Ce fac acum? Păi, da. Să faci descinderea cu câteva secunde înaintea lui, ca să iei lauri. Corect, șefu, corect, sunteți genial, dați-vă în cont, în coprimă, că sunteți meseria, șefu, cum le ziceți, cum le... Bă, da, sigur te dezinhip și nu te mai prind pe aici? Sigur, sigur, deja mi-am dat întâlnire cu o gagică de seară. Foarte bine. Și încă ceva. Nu cumva să-i spui ceva lui Chiorete că... De fapt, stai puțin. Că pe tine te omoară, nu pe mine. Oi, fi eu deprimat, dar sinucigaș nu sunt. Nici măcar emo. Hai. Pămârlane. Și plastic era, făi, păi ce? De la de murături, impenetrabil. Te-am sărutat. Ești mulțumit? Mai vrei ceva? M-ai sărutat. Bine. Chiorete, stai, nu te dea, că ia început. Ia-mă, mă ca să fii închit, cocoană, acu ești mulțumită? Măcar să fim amândoi otrăviteni. Hai să mai iau puțin o travă, ca să aviți mai bine. Hai, nu mă pup, drăguță, că te-am scăpat de varan. Hai. Pupă, mă, dragă, că n-am tot timpul la dispoziție, trebuie să mă aduc în misiune. Hai. Restul de o travă ți-l dau de seară. Chiar vreau să dau de dumneavoastră ca să vă pot înapoia... Domnul vice, vă rog. Domnișoară, vă rog, eu nu al plic. Băgați-l înapoi, domnișoară. Vă rog, insist. Vreți să mă nenorociți, vă cuvânt. Nu mișcă nimeni. Poliția! Unde? Haide, domnul organ, știți? E gol. Ați intrat deja, șeful? L-ai avertizat, nemernicule. Ca să mă discreditezi pe mine iară, a?
Ce ar vrea să dau de dumneavoastră ca să vă pot înapoia? Domnul ofițer, vă rog. Nu, domnișoară, vă rog mult. Nu al plec. Vă rog eu, băgați-l înapoi. Mulțumită? Acum îmi dai poza? Diseară. Să mă asigur că nu-i vreo făcătură. Ce ar vrea să dau de dumneavoastră ca să vă pot înapoia? Domnul ofițer, vă rog. Nu, domnișoară, vă rog mult. Nu al plec. Vă rog eu, băgați-l înapoi. Asta era, dragă, marea ta de mascare? Ce tâmpit ești! Ce de râs, mă? Că o să faci pușcărie pentru luare de mită? Ce luare de mită, măi, femeie? Nu înțelegi că nu e nicio luare de mită? Poți să-l întreb și pe Chiorete, că era de față. Plicul era gol! Era gol, da, asta nu se vede pe casetă. Nu se vede pentru că a șters intenționat nemernicul care a făcut-o. De aflu eu cine e. Stai tu, liniștită. Opa! Deci de la pupăză e caseta. Și mătăluță, cam ce ai dat în schimb? A? Lasă, nu-mi spune că aflu eu de la el. Pupăză. Uite, să pun. Nu. Aici. Nu, că aici o găsește sub canape. Asta mai dă cu aspiratorul. Să iau caseta, domnișoară. Să avem o bază de discuție. Te-a pocnit șeful. Pe mine, șeful pe mine. Hai, dragă, că de unde scos tâmpenile astea? Nu, dragă, e din cauza la balele lui Mărlanu. Ți-am zis că e varan. Iată, și m-am infectat și mi-a căzut dințișorul, na?